Mulțumesc, domnule președinte. Acum o lună și jumătate am trimis o interpelare la Ministerul Transporturilor și ceream să-mi dea situația cu ce s-a construit în privința autostrăzilor de la 1 ianuarie până în prezent. Am primit un răspuns, pot să spun, puțin hazliu, așa. Așa cum ni se dau nouă răspunsurile parlamentarilor când ne interesează ceva, ca să putem să vedem cu ce putem interveni legislativ sau cum se pot rezolva problemele. Ceva de genul că nu știu ce s-a realizat, pentru că se realizează pe etape, pe structuri și așa mai departe și nu au o evidență în acest sens. Un astfel de răspuns îmi dă de gândit și ajung la următoarea concluzie. Ori, într-adevăr, n-au nicio evidență și n-au nicio treabă cu ce se construiește la autostrăzi în ziua de astăzi, sau nu fac nimic și n-au ce să raporteze. Când am văzut această lipsă de comunicare și de seriozitate în comunicare cu noi, cu Parlamentul, m-am hotărât și de atunci în fiecare săptămână le trimit aceeași interpelare să văd ce s-a mai realizat în ultimul timp. Văd că nici măcar răspunsurile nu mai vin de o lună și ceva încoace și asta mă duce la concluzia că autostrăzi nu vom avea în România foarte curând și asta aduce o concluzie clară că nu avem, CNADR-ul cel puțin nu știe ce face în momentul de față, iar Ministrul Transporturilor cred eu că nu are ca obiectiv realizarea de autostrăzi, de fapt un lucru extrem de important pentru România. Sper ca în viitor să se întâmple și această minune și să existe preocupare prioritară pentru țara noastră, realizarea de autostrăzi, pentru că o dezvoltare economică, o țară modernă fără autostrăzi, nu există. Mulțumesc, deputat PNL Guran Virgil.